Zi cu emoții pentru elevii de clasa 8-a, aceștia au susținut astăzi prima probă a simulării evaluării naționale. Repetiția pentru examen a debutat cu limba și literatura română. Cu mai multe detalii vine colega mea Ana Maria Maxim. Ana, bună ziua! Care au fost subiectele? Bună ziua, Livia! Bun găsit tuturor! Elevii au avut de rezolvat o serie de cerințe bazate pe două texte la prima vedere. Dansul ursului de Ion Sârbu și 30 de ani în șa de Felix Țopescu. Printre altele au avut de arătat că pot realiza un rezumat și că pot găsi elemente comune între cele două texte. Două ore au avut la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor. Datele Ministerului Educației arată că aproape 13.000 de elevi au ales să nu participe la simulare, iar 4 elevi au fost eliminați din probă deoarece au încercat să copieze. După proba de astăzi urmează mâine simularea la matematică, iar miercuri, acolo unde este cazul, simularea la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 29 martie, notele nu se pot contesta, de asemenea nu se trec în catalog decât la cererea expresă a elevilor și părinților. Există o cerere care se poate realiza în acest sens. Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei școli, atât prin discuții individuale cu elevii, cât și prin discuții la nivel de clasă sau la ședințele cu părinții, în așa fel încât rezultatele să fie îmbunătățite la examenele reale, cele din vară. Livia? Mulțumesc, Ana, și discutăm în continuare despre acest subiect cu Gabi Bartic, specialist în educație. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Avem așadar simulare la prima probă astăzi. Cât de necesare sunt aceste simulări, mă întreb? Ele sunt necesare pentru că, din păcate, copiii noștri nu sunt pregătiți în niciun fel pentru ceea ce numim evaluare națională, deci pentru examenul de final de clasa 8-a. Și sunt necesare pentru că, odată, profesorii nu predau în stilul în care elevii sunt evaluați. Ele, conform unei analize a Institutului pentru Științele Educației, noi examinăm încă pe un model curricular care este învechit și trecut, este depășit de curricula curentă. Deci, odată, ele sunt necesare pentru ca elevul să vadă în ce fel va fi examinat în peste două luni. Problema este că aceste evaluări, aceste repetiții cu public n-ar fi necesare dacă profesorii ar putea să le furnizeze copiilor suficiente multe exemple de asemenea subiecte, astfel încât angoasa asta pe care copiii o trăiesc la simulare și apoi la examen să nu mai fie o angoasă atât de mare. Până la urmă, examenul de evaluare națională nu este un examen obligatoriu. Da? Toți copiii care absolvă clasa 8-a trebuie încadrați în învățământul liceal, pentru că învățământul liceal, clasa 9-a, deci clasa care urmează clasei a 8-a, este obligatorie, este cuprinsă în învățământul obligatoriu în cadrul statului român. Ceea ce înseamnă așa, indiferent că dau sau că nu dau evaluarea națională, copiii ajung în clasa 9-a. Problema este că odată trebuie să ajungă într-un liceu bun și avem această isterie națională a liceului bun și a liceului din care face oameni din copii, și apoi că nu putem să lăsăm la decizia destinului prezența copilului nostru în învățământul liceal. Și atunci parcurgem toate aceste etape, simulările, în fine, am văzut că prezența n-a fost una tocmai foarte bună, simulările și examenele de evaluare, tocmai pentru ca să maximizăm șansele copilului de a ajunge în învățământul liceal. Spuneați că sunt utile pentru că îi ajută pe copii să-și dea seama cam cum arată un examen, care este structura subiectelor, și mă întreb, oare nu putea fi făcută această simulare individual la nivel de fiecare clasă? Pentru că
Această simulare națională se organizează simultan în același în toată țara, da. Cumva elevii mai mici sau de la alte clase nu fac ore pentru că ceilalți profesori sunt și ei angrenați în acest proces de supraveghere și așa mai departe. Iar toată această tevatură ar fi fost utilă dacă datele erau luate de Ministerul Educației, care le analiza și structura subiectele în funcție de rezultatele obținute la această simulare. Câtă vreme această simulare este doar o simulare și rămâne la acest nivel, în ce măsură e necesară toată tevatura? Este și nu este necesară. Noi ne-am obișnuit în țara asta să facem cât un spectacol dintre ăsta, cât un spectacol dramatic, cât o dramă din fiecare simulare de evaluare națională și de bac. Toată comunitatea școlară trăiește cu sufletul la gură aceste simulări. E foarte greu, așa cum spuneați, și copiii mici știu că în școală sunt simulări, pentru că ei fie nu fac ore, fie fac ore, dar profesorul face doar online sau profesorul e prins în corectare, în supraveghere. Și atunci, dacă toți copiii din comunitatea școlară și toți părinții sunt afectați și știu că această simulare de examen e prinsă așa într-un vâl de dramă și de ceva ce peste care nu se poate trece, da? Atunci, de ce ne mirăm că în clasa 8-a copiii ajung cu o panică și cu o angoasă legată de examen? Ele sunt necesare și nu sunt necesare. Toate școlile organizează simularea simulării. Toate inspectoratele școlare pot să organizeze și ele încă o simulare înaintea acestei simulări. Așadar, noi tot facem repetiții, panicând suplimentar copiii. Noi știm că angoasa dinainte de examen este foarte mare la copiii români. Noi nu știm să gestionăm spaimele înaintea examenelor și nimeni nu ne pregătește pentru asta, pentru că niciun profesor nu o să ne zică o să fie bine. În general, copiii noștri știu de la școală că evaluările naționale și bacalaureatul sunt niște chestii, așa niște baubauri care ne privesc după niște colțuri și acolo se întâmplă orice. Poate se întâmple ceva foarte bun sau ceva foarte rău, dar cumva decizia sau controlul copilului, ci este mai degrabă cam ca o șansă așa.